văzut incapacitatea și nu vreau să folosesc alte cuvinte și nici să folosesc cuvinte mari, am văzut incapacitatea actualei administrații a municipiului Timișoara, care, așa cum spunea și domnul Vișan, ne-a fost impusă acum 4 ani de zile și care în Timișoara s-a dovedit a fi o administrație nu pentru Timișoara, nu pentru timișoreni și care a făcut ca lucrurile să stagneze. Iată că încă o dată Timișoara a pierdut un tempo și a pierdut 4 ani de zile. Am uitat să mă prezint, mă numesc Curaj Daniel Marius, am 54 de ani, am un băiat de 26 de ani, în curând v-am fi 27, lucrez și locuiesc în Timișoara. Și ce mă recomandă pentru această candidatură este experiența mea de peste 30 de ani în administrația publică locală. Și de aici vine și supărarea mea, nu neapărat frustrarea, dar supărarea pentru faptul că Timișoara, în loc să se dezvolte și să evolueze, iată că ține și bate pasul pe loc.